Primăria Municipiului Timișoara demarează un program de reabilitare și întreținere a școlilor și grădinițelor din oraș. Reabilitarea acestora se va desfășura în perioada vacanței școlare, iar lucrările începute deja vor fi finalizate. Lucrările sunt programate în intervalul iulie, septembrie sau chiar octombrie, în funcție de complexitatea intervențiilor, și vizează instituții de învățământ preșcolar, gimnazial și liceal. Avem cel mai mare buget alocat acestui domeniu din istoria recentă a orașului nostru și investim în școli și grădinițe din toate cartierele. Ne asigurăm că toți copiii, indiferent de zona în care locuiesc, beneficiază de șanse egale la educație într-un mediu sigur, modern și prietenos. Avem programate în această vară și lucrări mari, unele care permit amenajarea de noi spații în care să învețe copiii și lucrări mai mici. Dar toate răspund la nevoile copiilor și personalului didactic, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău. Lucrările sunt programate să fie finalizate până la începutul anului școlar 2024-2025 și sunt finanțate exclusiv din bugetul local. Pentru lucrările de reparații în licee au fost alocate 4,5 milioane de lei, iar pentru școli gimnaziale și instituții preșcolare sunt prevăzute în total 5,7 milioane de lei. De asemenea, cea mai mare creștere este prevăzută la investițiile în educație, care însumează aproape 20% din bugetul de dezvoltare al orașului.